vestita, usse ne ci vive. Alleluia, toate inima. Orice inimă stropită, orice suflet păcătos, să primească mântuirea prin jertfirea lui Hristos. Dă-ne har să să fie Domnul. Avem de ce să-i mulțumim, așa e? S-a ocupat și de nevoile noastre fizice. De dimineață s-a ocupat de nevoile noastre sufletești și ne-a vorbit prin cuvânt. Apoi ne-a dat toate cele necesare pentru viața pe pământul acesta. Merită să-i mulțumim? Doamne, ajută-ne să-ți mulțumim din toată inima. Așadar, să avem o atitudine de adâncă mulțumire față de acest Dumnezeu atât de minunat. S-amintea de dimineață că este cea de-a 26-a conferință a bisericilor române din Austria. Nu știu câți ați fost la prima, dar dacă mi-amintesc bine, poate că putem lua doar partea aia de acolo, din colț. Și după 26 de ani, iată-ne aici, Doamne, noi și copiii noștri, și vrem să-ți mulțumim și vrem să ne închinăm înaintea Ta, Doamne, că dacă suntem ceva, suntem prin Tine. Și dacă avem ceva, avem de la Tine. Merită Dumnezeu să-i rămânem credincioși. În după masa aceasta, Domnul este prezent aici, pentru că a promis și noi rămânem tare încredințați pe promisiunile lui Dumnezeu, că a dovedit timpul, că El nu s-a schimbat, că El și le-a împlinit și credem că și le împlinește și în ziua de astăzi. Și apoi, la slujba din după masa aceasta, vom avea formațiile de slujbă din Biserica Elim, corul mixt, fanfara Wiener Neustadt, corul bărbătesc din Muntele Sionului, Wolfsberg, și cu toții să aducem o închinare plăcută Domnului. Închinarea trebuie exprimată și o exprimăm prin ascultare, o exprimăm prin citirea cuvântului, o exprimăm prin rugăciune și am vrea să facem această închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Dar am vrea să fim prezenți aici cu trupul, cu sufletul, cu inima și cu gândul și Domnul să se folosească de noi. Amin. Știți că în funcție de felul cum noi ne venim la închinare se simte prezența Domnului? Dacă în după masa aceasta este unul străin aici, să simtă prezența Domnului și să spună cu adevărat aici este Dumnezeu. Că înainte de orice, noi vrem să-L prezentăm pe El. Amin. Pentru că ne-a făcut mult bine. Așa aș vrea să dați atenție, vreau să citesc mai multe versete din Scriptură, primele din Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29, și apoi din Psalmul 95, după care vom merge în rugăciune înaintea Domnului. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Psalmul 95, versetul 6, și apoi încep cu versetul 1, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru.
Veniți să ne cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este Dumnezeu mare, este un împărat mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul păciunii Lui, turba pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta astăzi glasul Lui! Doamne, ajută-ne să ascultăm! În urma acestor cuvinte, cred că este suficient ca să ne proșternem înaintea Domnului, să ne deschidem inima, să-L lăudăm pentru că merită și Duhul Sfânt să lucreze în dupămasa aceasta, în noi, cu noi și printre noi aici, fiecare să fie atins de prezența Duhului Sfânt. Și dacă de dimineață au fost care și-au luat hotărâri, Doamne, ajută-ne să ne ținem hotărârilor care le-am luat dimineață. Și dacă în dupămasă aceasta vom fi motivați ca să luăm noi hotărâri, ne vom vedea nevoia de noi schimbări în viața noastră, Domnul să ne ajute să le putem lua și apoi Domnul să ne ajute să le putem ținea. Să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin. O, Doamne, Tată, mare ești Tu, Doamne! Mare este numele Tău și mare este puterea Ta, Doamne! Și pentru cei care n-ați fost la prima întâlnire, vă spunem bine ați venit și fie ca Domnul să răsplătească tuturor pentru efortul depus și apoi Domnul să împlinească toate nevoile și așteptările care le avem pentru sufletul nostru și credem că și El o va face. Acum, dar, să rămânem cu o inimă bună și să Îl lăudăm pe Domnul, să ne închinăm înaintea Lui prin cântare comună, apoi fanfara de la Biserica Wiener Neustadt, Maranata, va lăuda pe Domnul, grupul bărbătesc Muntele Sionului, corul mix, Biserica Elim, Domnul să fie slăvit. Amin. De El promis, spre țara sfântei, spre paradis. Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângăie. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, cel minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângăie. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, cel minunat. Din col de zare, din col de apus, e al meu soare, al meu drag Iisus. Plutind pe marea cea de creștar, să vin cu Domnul, ce mare har. Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângăie. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, cel minunat. N-ai vrea și tu, dar amicul meu,
ceruri sus la Dumnezeu, la omul vieții să te găsești, la raiul veșnic să locuiești. Aleluia! Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângâie. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângâie. Acolo unde e împărat Iisus Mesia cel minunat. Mărire Domnului Iisus! Thank you.
teamă. Nu ai motive să-ți fie teamă. Thank you.
Pentru că ne-a mântuit să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel o închinare plăcută lui Dumnezeu, cu frică și cu evlavie. Dacă aminteam mai înainte de 26 de ani, aș vrea să mai vă reamintesc câteva lucruri. În urmă cu 26 de ani, probabil mulți, abia ce schimbasem hainele de la Flomar și reușisem să ne cumpărăm și noi din magazin, abia ce băteam la ușile unor locuințe mai bune, abia ce căutam niște localuri mai bune pentru închinare, unde să ne adunăm, și cum a fost posibil aceasta? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și dacă de 26 de ani, în fiecare an, ne adunăm, și poate că nu ne mai cunoaștem așa ca înainte, așa ca și grupul bărbătesc de la Volsec, ei au cântat cu copiilor care pe vremea aia poate nu erau născuți, dar acum laudă pe Domnul și mulți alții. A fost posibil aceste întâlniri pentru că am fost conștienți și ați fost și sunteți conștienți că Domnul ne-a dat aceste posibilități. El ne-a dat și noi am dat cu mână largă, cu inimă bună. Și aș vrea să vă laud pentru dărnicie, dar aș vrea să vă rog să nu vă opriți aici, ci să continuați. Și acum, pe lângă închinarea în rugăciune, închinarea în cântare, dorim să facem și o închinare cu darurile noastre de bunăvoie. Nu dăm pentru o persoană anume, dăm pentru nevoile noastre care, și confortul care îl avem aici. Ca să mai putem să facem și în alți ani, dacă doriți. Așadar, Domnul să ne deschidă inima, să întindem mâna cu bucurie și cu credință că Dumnezeu completează orice lipsă. Amintește-ți de câte ori l-ai chemat pe Dumnezeu când n-ai avut loc de muncă, când n-ai avut cu ce să-ți plătești chiria, când n-ai avut multe lucruri și atunci îl căutai pe Dumnezeu. Atunci îl chemai pe Dumnezeu și era singura șansă ca să rezolvi problema care o aveai. Așa e? Atunci ai știut să te duci înaintea Domnului și am știut să mă duc. Și Dumnezeu ne-a ascultat. Așadar, Doamne, binecuvintează strângerea noastră aici. Amin. Doamne, binecuvintează tot venitul nostru. Amin. Și binecuvintează tot ceea ce se va da ca să completeze toate nevoile care sunt pentru această întâlnire. Amin. Mă încred în Domnul că El va face lucrul acesta. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și vom lăuda pe Domnul prin cântare în comun. În orice pădură și orice creatură e toată mărirea ta. Limbă și gură îți cântă aleluia. Osiana, 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 ești vredi să fii lăudat. Osiana, 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 fii binecuvântat. Osiana, 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 ești vredi să fii lăudat. Osiana, 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 fii binecuvântat.
mare putere e tot ce-mi pătuiești. Ce planuri mărețe de noi neînțelese tu, Doamne, le întocmești. Osana, 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 ești vrednic să fii lăudat. Osana, 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 fii binecuvântat. Osana, 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 ești vrednic să fii lăudat. Mărire Domnului! Osana, 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 fii binecuvântat. Osana, 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 ești venit să fii lăudat. Osana, 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 fii binecuvântat. Amin, amin.
Thank you.
dragii mei, avem parte de o zi specială. Uneori avem harul să mergem în concediu, în vacanță și ne simțim așa de bine, ne bucurăm și ne odihnim. După cum trupul are nevoie de odihnă, de relaxare, și sufletul nostru, duhul nostru se odihnește în prezența lui Dumnezeu. Este bine să fim aici și să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Să ascultăm cele mai frumoase cântări, să fim cu oamenii lui Dumnezeu și să ne bucurăm de poporul acesta pe care Dumnezeu l-a binecuvântat de-a lungul anilor, l-a crescut și i-a făcut parte de mare har. Din punctul meu de vedere, sărbătoarea aceasta este importantă, pentru că, în primul rând, avem o sărbătoare în cinstea Domnului. Îl onorăm pe Dumnezeu împreună alături de familiile noastre și de poporul lui Dumnezeu. Apoi avem părtășie unii cu alții, ne cunoaștem îndeaproape, ne bucurăm unii de alții că suntem copiii lui Dumnezeu. Fiecare a urcat, a coborât, însă Dumnezeu pe toți ne-a ținut în picioare. Trăiască Domnul! Suntem aici cu bătrânii noștri, cu cei de la început, care au dus greu organizării, care au conturat lucrarea aceasta. Suntem aici cu cei mai tineri, copiii noștri, ne bucurăm de ei, de perspectiva și de viitorul lor. De asemenea, suntem aici ca să promovăm valorile sănătoase. Întotdeauna o conferință dă o oarecare notă pe care bisericile locale o copiază. De aceea este important ce se întâmplă aici. Maniera în care se cântă aici este un exemplu pentru felul în care, se va cânta în biserica locală. Felul în care lucrurile sunt organizate aici, cum se desfășoară programul, este un reper, este un exemplu pentru felul în care în biserica locală se vor organiza slujbele divine. De asemenea, un alt câștig este că bisericile au ocazia să pună în valoare potențialul pe care îl au. Observați, se spune că este corul din Cutare Biserică, fanfara din Cutare Biserică sau grupul din Cutare Biserică. Este o ocazie în care nu facem concurență, ci punem în valoare potențialul pe care Dumnezeu l-a crescut dintre noi și dintre copiii noștri. Și lucrul acesta este un mare câștig și este o mare bucurie. Trăiască Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Scumpii mei, aș vrea să citim din nou din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu și în această a doua parte a zilei. Și vă invit să deschideți împreună cu mine în Ioan, în capitolul 4. Acolo este un exemplu potrivit pe care să-l punem în evidență cu privire la subiectul din această seară, închinarea bisericii. Știți despre femeia din Samaria și despre căutarea ei. Cu respect, vă rog frumos, frații mei, să vă ridicați. Ioan, capitolul 4, începem cu versetul 19 și încheiem cu versetul 26. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă reașezați. Oamenii vin la biserică din cel puțin două motive, menționam mai devreme. Vin să se închine ceea ce ei oferă lui Dumnezeu și vin să primească ispășirea, iertarea, mântuirea, restaurarea, vindecarea. Și aceasta este ceea ce primesc de la Dumnezeu. Dacă ați vrea să vă gândiți puțin în modul cel mai practic, ori de câte ori venim la biserică, primul lucru pe care îl facem este să ne cerem iertare. Acumulăm vinovăție. Și cerem de la Dumnezeu iertare. Îi spunem lui Dumnezeu, Doamne,
Îmi pare rău că din nou trebuie să vin la tine murdar și din nou trebuie să te rog frumos să ai milă de mine și să pui lucru urât din viața mea asupra Domnului Iisus, iar neprihănirea Lui să o pui peste sufletul meu și să mă eliberezi. Și după aceea ne simțim liniștiți. Al doilea motiv este să ne închinăm lui Dumnezeu. Simțim că Dumnezeu este bun cu noi. Cine s-ar fi uitat la noi cu atâta răbdare, cu atâta bunătate și cu atâta milă? Dacă ar fi fost un om, ne-ar fi abandonat de mult. Însă în ciuda faptului că n-a meritat, Domnul a continuat să ne rabde, să ne iubească și să ne binecuvinteze. Cel puțin pentru aceste două motive venim la biserică. Venim să ne mărturisim, să primim ispășire și să ne închinăm Domnului. Slujbele divine sunt pline de rugăciune și de asemenea de cântări de laudă și de închinare la adresa lui Dumnezeu. Închinarea este modul prin care noi ne manifestăm admirația, mulțumirea, recunoștința, proslăvirea față de un Dumnezeu care este generos, este milos. Termenul de închinare este aplicat în general la viața creștină întreagă, pentru tot ceea ce un credincios face pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, cele mai multe lucruri pe care le facem este închinare la adresa lui Dumnezeu. Nu numai rugăciunea și cântarea. Disciplina noastră în casa lui Dumnezeu este închinare la adresa Domnului. Colecta este închinare. V-ați gândit vreodată că nu înseamnă doar să dai ceva, ci este închinare. Dai o parte din tine, din munca ta, din viața ta, din transpirația ta. Dai 5 minute sau 5 ore dintr-o zi în care ai lucrat și iei banii aceștia și îi dăruiești lui Dumnezeu, pentru că ei sunt un simbol al iubirii tale. Sunt un simbol al respectului tău, al angajamentului tău să simți cu împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este închinare. Sigur că poți să dai fără să te închini, dar poți să te închini în timp ce dai. Alteori, termenul de închinare se referă la rugăciune și muzică în general. Noi de obicei spunem, haide să ne închinăm Domnului prin rugăciune și atunci ne ridicăm și ne închinăm. Sau haide să cântăm cântări de laudă și atunci ne închinăm Domnului. Există acești două înțelesuri ale termenului închinare. Să cântăm și să ne rugăm, ceea ce este cel mai obișnuit și foarte practic, dar mai există și înțelesul potrivit căruia tot ce facem noi în viața noastră pentru Dumnezeu, în mod deliberat, din dragoste, neconstrânși de nimeni și de nimic, este închinarea noastră față de Dumnezeul nostru. El știe tot ce am făcut noi de când ne-am născut până astăzi pentru El. În cărțile Lui sunt notate toate lucrurile. Știți, Biblia vorbește de carte și cărți. În cartea lui Dumnezeu sunt scrise numele celor mântuiți. În cărți sunt scrise alte nume. E bine, într-o zi se va deschide cartea. V-ați gândit ce scrie în dreptul nostru acolo? Se merită să continuăm să facem binele care l-am făcut, ci dimpotrivă să-l facem mai intens și cu mai multă pasiune. Abel a fost primul închinător. Cartea Evrei îl privește ca pe primul erou al credinței. El este simbolul închinării, după cum Enoch este simbolul umblării cu Dumnezeu, sau, după cum Noe este simbolul lucrării pentru Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la scopurile bisericii care sunt închinare, părtășie, misiune, slujire, așteptare? Închinarea face biserica mai puternică. Oamenii când se închină se apropie de Domnul, simt prezența Domnului. Faceți diferența între laudă și închinare? Laudă înseamnă să-L privești pe Dumnezeu în cer și să-L apreciezi pentru ceea ce El face. Să recunoști că, Doamne, Tu ai fost bun cu mine, mi-ai vindecat soția, mi-ai binecuvântat copiii, m-ai ajutat să trec peste dificultățile vieții. Îl privești pe Dumnezeu și îl apreciezi, îl lauzi. E ca și cum îți lauzi copilul că a luat o notă bună. Dar știți ce face Dumnezeu când îl lauzi? Reacționează. Biblia spune că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Și atunci când îl lauzi pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor și vine unde ești tu. În momentul acela, lauda ta se transformă în închinare. Închinare înseamnă un lucru foarte diferit. Laudă înseamnă să apreciezi ce a făcut un om. Închinare înseamnă să te smerești în fața unui om, să adori, de fapt nu un om, să te smerești în fața unei persoane, să adori o persoană și să-i dai glorie. Închinarea este superioritatea laudei, iar lauda e introducerea închinării. Tot procesul acesta
implică o disciplină spirituală în care trebuie să te lași atras de Duhul lui Dumnezeu, să te simți implicat într-o experiență care te vindecă și te mângâie. Nu există terapie mai mare, mai profundă, mai duioasă, mai dulce, ca și momentele când lăcrimezi de bucurie, doar datorită unei cântări sau datorită unui gând care pur și simplu îți deschide mintea. Zilele trecute am avut un astfel de gând care pur și simplu este de-a dreptul simplu, însă niciodată nu m-am gândit la Dumnezeu în maniera asta și câteva zile m-a urmărit această descoperire care a fost de-a dreptul simplă. De multe ori în viață pur și simplu parcă cade din cer o înțelegere în mintea noastră și ne impresionează până la lacrimi. Și e așa ca un juvaier pe care îl purtăm cu noi o vreme până când Dumnezeu ne dă o hrană proaspătă. Închinarea face biserica puternică, părtășia face biserica caldă, misiunea face biserica mare, crește numărul membrilor, slujirea face biserica eficientă, iar așteptarea mirelui face biserica sfântă. Domnul Iisus o învață pe femeia din Samaria teologia închinării. Am citit câteva pasaje din textul acesta de-a dreptul celebru, când o femeie cu o reputație slabă ajunge să fie folosită ca un misionar pentru localitatea ei și toți oamenii care se convertesc din Samaria, o zonă rău famată, pentru că erau un fel de evrei care s-au mixat cu neamurile și ei erau repudiați de evreii puri din zona Iudeii, Ierusalim. În sud este Iudeea, la jumătate, la centru este Samaria și în nord, unde e lacul Genezaret, unde e locul de copilăriei și vieții Domnului Iisus în Nazaret, Capernaum, acolo e partea de nord. Și Domnul Iisus tot timpul a pendulat între partea de nord și a venit la templu și s-a urcat din nou paralel cu râul Iordan. Dar de fapt cea mai mare perioadă a vieții lui și-a petrecut-o și înainte de misiune în Galileea, în zona de nord, pe mare sau lângă mare, dar și după ce și-a început misiunea, în partea dreaptă dincolo de mare, erau cele 10 cetăți păgâne, decapole, de la 10, deca. Acolo el a misionat foarte mult, pentru că în patria lui era cunoscut ca un om obișnuit. Niciodată nu vei fi foarte folosit în patria ta. Eu spun mai în glumă, mai în serios, că întotdeauna specialistul e din alt oraș. Vreau să vă întreb, știu că tovarășii mei de slujbă nu se vor supăra pe mine, de ce nu predică dumnealor la conferințe? V-ați întrebat vreodată de ce nu predică? Știți de ce? Pentru că vă predică toată ziua. Din simplu motiv că v-ați obișnuit cu dumnealor. Orice lucru cu care te obișnuiești îi scade valoarea, dar îi scade valoarea în ochii dumitale, valoarea e aceeași. De ce o rochie sau o fustă este mai importantă prima oară când o porți? E cu 10% mai puțin importantă a doua zi și la urmă intră în categoria lucrurilor pe care le pui la pachet și le trimiți în România. Asta se numește legea insuficienței permanente. Întotdeauna specialistul e din alt oraș. Pentru că e o voce nouă, e un vocabular nou, e un stil nou și tot ce este nou ne impresionează. Însă cu ai noștri ne-am obișnuit. Vreau să vă spun un lucru și să nu vă supărați pe mine. Nu-i cinstit, deși e omenește. Nu eu m-am dus greu din Austria, eu am ținut 3-4 predici. Greu din Austria l-au dus oamenii ăștia care v-au botezat copiii, care v-au binecuvântat, care v-au mormântat părinții, care v-au consiliat în momentele dumneavoastră dificile. Oamenii ăștia care v-au vegheat și au făcut cât au știut și cât au putut ca niște muritori chemați să-L servească pe Dumnezeu. Să nu vă părăsească admirația față de ei niciodată. Iar dacă lucrul ăsta o să se întâmple, să știți că problema nu e a lor, problema e a dumneavoastră. Așa se întâmplă cu soția după luna de miere și după 10-20 de ani. Scade în valoare în ochii noștri, ne obișnuim cu ea, începem să vorbim foarte nepotrivit uneori și nu mai are valoarea de la început. De ce? E aceeași persoană, dar absolut aceeași persoană. Și dacă am stat să privim angajamentul și devotamentul pe care l-a avut, cât ne-a răbdat, cât bine ne-a făcut. Și totuși obișnuința bate totul. La fel și cu închinarea și cu cina Domnului și cu toate. Ne obișnuim din nefericire. Vă întrebați care e rolul cinei Domnului, frați și surori? Rolul cinei Domnului este să ne aducă aminte de Isus. El a știut că noi uităm și a pus pe inimă lui Iosua să spună: puneți aici 12 pietre și când copiii voștri vor trece pe lângă ele, vor întreba: de ce a pus generația voastră 12 pietre aici? Și voi să le spuneți așa.
Aceste 12 pietre este un semn de aducere aminte pentru experiențele prin care au trecut părinții și bunicii voștri. Dacă n-am fi avut pietrele astea, voi n-ați fi pus întrebarea asta și noi nu v-am fi dat răspunsul ăsta. De aceea zice să ne legăm la, să punem pe ușiorii ușii, pe frunte sau pe mâini, pentru ca să fie la vedere. Pentru ca să fie la vedere. Cina Domnului se repetă periodic, odată la o lună în cultul penticostal. Și aduceți-vă aminte că în 1 Corinteni, capitolul 11, există două părți ale subiectului tratat de Pavel. Și prima parte, până la versetul 22, 17-22, este istoricul cinei Domnului din comunitatea bisericii din Corint. Și Pavel îi spune să vă lau, nu vă lau, pentru că voi nu vă adunați să vă faceți mai buni, oameni buni, vă adunați să vă faceți mai răi. Dar de la 23 versetul, că cei mai mulți dintre noi de acolo citim, că nu vrem să citim chestiile alea discutabile, și începe versetul 23 cu următoarele cuvinte. Și am învățat de la Domnul ceea ce vă spun acum, și începe cu teologia cinei Domnului. Și aduceți-vă aminte că de câteva ori apostolul Pavel menționează că spre pomenirea Domnului. Știți de ce ne facem onomastica? Spre pomenirea anilor care trec. Vrem să stabilim niște semne de aducere aminte. Noi ne măsurăm viața în ani, din nefericire că ar trebui să o măsurăm în zile. Dar asta este o altă poveste. Ei bine, când vorbim despre închinare, vorbim despre faptul că femeia aceasta ajunge un simbol al misionarismului în orașul ei, deși era o femeie cu o reputație slabă. Însă este ciudat planul lui Dumnezeu uneori. Noi avem sistemul nostru de a evalua oamenii și de a-i califica răi sau buni. Însă de foarte multe ori Dumnezeu lucrează cu oameni numiți de noi răi și nu face nimic cu oameni numiți de noi buni. Până la urmă, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Închinarea, i-a explicat Domnul acestei femei, închinarea într-un loc potrivit. Acesta e primul lucru pe care a învățat-o. Care e locul potrivit în care trebuie să te închini? Apoi, al doilea lucru pe care a învățat-o, care e timpul potrivit în care trebuie să te închini? Și al treilea lucru, care e metoda potrivită? Haideți să o luăm de la început. Domnul i-a spus, închinarea într-un loc potrivit, inima ta. De aceea este mare responsabilitatea noastră. Că dacă ar trebui să ne închinăm doar în biserică, am scăpa ușor. Dar locul unde noi ne închinăm este inima noastră și inima noastră o avem cu noi nu numai duminica, o avem în fiecare zi. Și ori de câte ori în inima noastră nu ne închinăm lui Dumnezeu, de fapt noi îl neglijăm. Asta e marea problemă. Și degeaba venim în biserică și spunem, Doamne, te iubim, ne ridicăm mâinile, repetăm cuvintele unei cântări pe care n-o simțim, pe care n-o trăim, pe care n-o împlinim. Și Dumnezeu ne vede, se uită la noi și se miră de noi. Vă mai aduceți aminte când Domnul se întâlnește cu apostolii și în mijlocul lor era Petru? Era dimineața, le-a pregătit de mâncare. Și îl întreabă pe Petru de 3 ori, suspicios. Mă iubești, da, mă iubești, da, mă iubești, da. La un moment dat, una dintre acele întrebări repetare este, mă iubești mai mult decât aceștia? Și Petru cu tupeu spune da. Păi da, cum da, când eu am fost pe cruce și când m-am uitat să ți-o încredințez pe mama mea, tu nu erai acolo, erai ascuns de frică, era doar Ioan. Și când l-a întrebat, mă iubești mai mult decât aceștia, s-a referit, mă iubești mai mult decât Ioan. Știți ce a spus Petru? Cu un tupeu incredibil, da, cum da, că ai fost absent. Cel mai potrivit loc unde ne închinăm este inima noastră, de aceea nu avem nicio scuză că nu ne închinăm. Nu ne trebuie biserică, nu ne trebuie fanfară, nu ne trebuie cineva să ne dea tonul cu chitara, nu ne trebuie nimic. E suficient că avem inima cu noi. Ascultați-mă, fraților, după inima asta ne va cântări Dumnezeu, nu după lucrurile exterioare, că acelea uneori le facem pentru alte motive, nu pentru Dumnezeu. Să nu vă supărați că vă spun că multe dintre lucrurile exterioare le facem pentru reputația noastră pe care încercăm să o tot proptim. Sunt oameni care dau bani pentru ca să fie văzuți. Sunt oameni care fac anumite lucruri doar ca să fie văzuți. Și toți suntem ispitiți să facem asta. Dacă o facem sau nu, este doar o problemă de caracter. Apoi Domnul îi spune închinarea într-un timp potrivit. Tot timpul. Tot timpul. Și închinarea cu o metodă potrivită, în duh și în adevăr. Nu ai nevoie de nimic din afară. Să spui, păi, cu tare am târziat și de-aia nu m-am închinat. N-ai nevoie de nimic. În duh și în adevăr, în inimă și în orice timp. Este o uriașă responsabilitate să gestionezi oportunitatea asta.
Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu 24 de ore te așteaptă să te închini 5 minute? Te-ai gândit? Cum te simți? Te-ai gândit vreodată că 24 de ore te așteaptă câteva minute ca să te închini? Te așteaptă să te rogi, dar nu să ceri. Nu să ceri, că atunci când ceri, nu ceri pentru el. Ci pur și simplu să-i spui ceva. Să-i spui, Doamne, sunt așa de impresionat de răbdarea ta cu mine. Sunt așa de impresionat că tu continui să investești în viața mea și mai mi-ai dat zile. Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea ta și multe lucruri care le simți venite de la Dumnezeu un nemeritos. Cât de des faci asta? De ce nu o faci mai des? Ar trebui să treci prin suferință pentru ca să-ți faci și timp și motivație să te rogi? Credeți că suferința ar fi necesară? Cu siguranță! Cu siguranță ar fi necesară. Oricine trece prin suferință, dacă nu moare, experiența din timpul suferinței rămâne o parte a tezaurului trecutului lui. Pentru că niciodată nu suntem mai aproape de Domnul decât atunci când suntem în necaz. Din nefericire, pe noi necazul ne motivează să-L iubim pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că suntem niște ființe complicate. La un leu, dacă nu este foame, nu-ți face nimic. Însă omul disprețuiește fără motiv. Omul lovește fără motiv. Omul face rău, bârfește, clevetește, judecă fără motiv, doar din obișnuință. Deși duminică se împărtășește sau cântă în adunare, pe oamenii aceștia, în mod inexplicabil, îi iubește Dumnezeu. Pe oameni ca noi, care uneori facem asta într-un fel sau în altul, într-un mod absolut inexplicabil, îi iubește Dumnezeu. Când ajungi să conștientizezi lucrul ăsta, încerci un sentiment de jenă, dar o jenă eliberatoare. Un sentiment care te descătușează, care te eliberează și care te asigură că Dumnezeu te iubește. Dar nu ca să repeți lucrurile de care tocmai ai fost iertat. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre caracteristicile închinării. Biblia spune că scopul pentru care noi trăim este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Puteți să credeți treaba asta? Da, puteți să credeți treaba asta. Credeți că este adevărat, în mod real, practic, raportat la viața noastră? Dacă ne uităm la stilul nostru de viață, cineva care ne vede poate să spună, Domnule, eu din câte îl văd pe colegul meu, pe vecinul meu sau pe ruda mea pocăită, eu pot să afirm cu toată libertatea, fără să exagerez, că omul ăsta trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Vă întreb pe fiecare din această sală, în seara asta, credeți că cine ne cunoaște bine ar putea să spună asta despre noi? Sau poate să spună omul ăsta trăiește pentru bani, trăiește pentru mașină, trăiește să-și crească copiii? Îmi veți spune, dar nu e normal să-mi crești copiii? Sigur că e normal să-ți crești copiii, dar la fel de normal este să-L glorifici pe Dumnezeu. E în concurență glorificarea lui Dumnezeu cu alte lucruri dintre visele noastre materialiste? Da, este. De ce îl punem în concurență pe Dumnezeu? Dacă o punem în concurență pe soție, ne sare în cap și ne cicălește 2 săptămâni. Și îmi vei spune, mă simt neiubită, nu-ți faci timp de mine, nu mai mă scoți nu știu unde, nu mai mi-aduci o floare, nu mai mă bagi în seamă, ești super ocupat, mă omule, dar mai potolește-te că nu te-ai căsătorit cu compania lui nu știu cum. Te-ai căsătorit cu mine, mai dăm un pic de atenție. Însă Dumnezeu nu-ți face circul ăsta. Dumnezeu tace. Este extraordinar. Mă mir, cum poate să tacă când vede lucrurile astea în viața mea sau poate în viața dumitale? Ce fel de persoană este Dumnezeu? Oamenii vor veni la tine pentru că tu asculți rugăciunile. Oamenii vor veni la tine pentru că tu ești bun, Doamne. Închinarea este felul în care ne manifestăm când conștientizăm cine este El și cine suntem noi. Numai gura e de noi, frați și surori. Să nu vă supărați pe mine, dar am dreptate cel puțin 50, 60, 80, 90%. Numai gura e de noi. Ne luăm angajamente pe care le împlinim cu mare dificultate. În Hristos am fost făcuți moștenitori ca să slujim de laudă slavei sale. Sau... închinarea este o activitate spirituală adusă în domeniul nevăzutului,
Vine ceasul și acum a și venit. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Samaritencii. Închinarea trebuie făcută în duh și în adevăr, în duhul omului și în realitate, în adevăr, în mod practic. Asta a vrut să spună Domnul Iisus. Biblia vorbește mai mult despre închinători decât despre închinare când spune în duh și în adevăr, că spune cum trebuie să ne rugăm noi. Adică vorbește despre atitudinea închinătorului. El nu vorbește despre închinare, ci despre închinătorul care se închină. Atunci când el spune că noi trebuie să ne rugăm în duh și în adevăr, el spune cum trebuie să ne închinăm noi, adică care trebuie să fie metoda și atitudinea noastră când ne închinăm. Aceasta este o evaluare a închinării noastre, a acțiunii noastre de a ne închina. Uneori citesc în Biblie despre cum se închină ființele cerești, cum își acoperă fața cu aripile, cum spun repetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul. De aici predicatorii au spus că Dumnezeu e de trei ori Sfânt. Ascultați-mă, să nu mai spuneți asta. Dumnezeu nu poate să fie limitat în sfințenie de trei ori și gata. Dumnezeu este infinit Sfânt. Spune Sfânt că doar nu o să scrie în toată Biblia Sfânt, Sfânt, Sfânt și la urmă puncte, puncte ca să se dea de înțeles că nu se mai termină. Sigur că Dumnezeu este de trei ori Sfânt, dar Dumnezeu este Sfânt la modul infinit. Dar uitați-vă în Scriptură și o să vedeți cum s-au comportat oamenii care l-au văzut pe Dumnezeu. Au fost copleșiți. Știți de ce suntem așa de duri și de stăpâni pe situație? Pentru că îl vedem foarte de departe. Când ne apropiem de el și îi vedem măreția, îi simțim mirosul, îi întâlnim privirea, blândețea, palmele acelea strepunse și mâinile alea care ne așteaptă să ne îmbrățișeze, să ne protejeze, să ne ridice, să ne pună din nou pe umăr, atunci ne topim. Știți cum? Cei mai mulți dintre noi numai cu dragoste mai putem fi biruiți. Și numai cu dragoste mai putem birui. Dacă ai un copil, o nevastă, dacă ai pe cineva în familie pe care nu-l mai poți birui altfel, încearcă cu dragostea. Să ții minte că tatăl fiului risipitor l-a biruit cu dragostea. Și băiatul mai mare a contestat metoda lui. Și slujitorii toți s-au mirat și a spus: ăsta e slab, ăsta e naiv, a îmbătrânit și l-a părăsit discernământul. L-a primit pe ăsta ca pe un prinț, de parcă a adus banii care i-a cheltuit, nu a luat și i-a prăpădit după prostii. L-a așteptat, știți unde l-a așteptat? Pe drum. Ăsta făcea business, l-a făcut de rușine derbedeul ăsta mic. Și când s-a întors acasă cu mâinile goale, dar frustrat și cu o căință teribilă, de departe l-a văzut pe babacu în drum. Este extraordinar că a putut să-l aștepte în drum. Și când l-a văzut, i-a alergat înainte și zice Biblia că i-a sărit la gât, i-a sărit de gât, l-a îmbrățișat. Spuneți-mi, frați și surori, ați putea să faceți asta? Nu. Cei mai mulți dintre noi nu. Și îl cheamă pe ăla care se ocupa de animale și zice: mai ții minte când ți-am zis să pui la îngrășat vițelul ăla, să-i dai să mănânce bine? Ca la curcan când îl ducem la piață? Adu repede vițelul ăla, taie-l și pregătește-l. Dar pentru cine? Și mi s-a întors copilul acasă. Și vreau să-i fac o masă. Dar de ce? A înviat. Ce fel de a pune problema? Cât discernământ la omul ăsta. Se vede că îmbătrânise. Se vede că trecuse prin viață. Și îl cheamă pe ăla care avea cutia cu bijuterii și spune: adu inelul. Și ăla care se ocupa cu closetul, cu șifonierul: adu sandalele repede și haina aia frumoasă care ți-am zis o iei din prăvălie. Dar pentru cine? Pentru băiatul meu. Dar de ce? A înviat. A înviat băiatul meu. Băiatul meu! Și când a venit fratele său, s-a supărat de moarte. A zis: l-a primit pe prăpăditul ăsta, eu am stat aici și am muncit ca un să nu zic cum, și ăsta a venit și tot el este primit bine. Și Biblia ne spune că și lui a acordat atenție, a ieșit afară. Și i-a zis: dragul meu, i-a explicat logic. A spus: tu nu poți să mă înțelegi, eu stată, e băiatul meu orice ar face, l-am așteptat. Și faptul că s-a întors e împlinirea așteptării mele. Tu nu mă înțelegi, tu nu mi-o opri bucuria asta, dar te rog, vino în casă. Și cu el a vorbit frumos și pe el l-a înțeles. Dacă vreodată vei întâlni o persoană pe care nu mai poți să o biruiești altfel, încearcă cu metoda lui Iisus. Biruiește-l prin dragoste. Devină o persoană slabă, vulnerabilă, dependentă de el și iubește-l întruna. Iubește-l ca și cum ar merita.
Iubește-L pur și simplu. Când eu m-am pocăit, vă mărturisesc că, sigur, a contat frica să nu merg în iad, dar ceea ce m-a terminat și m-a făcut să plâng câteva minute înainte să cheme pastorul pe cei care vor să se predea în față, este că am plâns cuturându-mă pentru că m-am simțit foarte prost, m-am simțit ca un gunoi de om în fața unui Dumnezeu bun. Țin minte că eram mic și mă enervam, mă dădeam cu bicicleta de pământ și înjuram. Așa, în mediul ăsta am crescut. Toată lumea înjura când se enerva. Și toate, de toate astea mi-aduceam aminte și dramatizam, mi se păreau atât de mari comportamentele astea, atât de grave, atât de urâte, încât mă miram de mine că am fost un astfel de om fără judecată. Și pur și simplu, bunătatea lui Dumnezeu era ca un foc care mă termina, mă mistuia. Când iubești pe cineva, ești superior, nu ești slab. Îl biruiești, nu te biruiește. Îl învingi, nu te învinge. Iar dacă nu se întâmplă la primul glonț, perseverează. Dumnezeu este gelos pentru onoarea sa, de aceea închinarea oferită altcuiva este idolatrie. Puteți să pricepeți ce spun, fraților? Dumnezeu este gelos pentru închinarea oferită lui și ori de câte ori o oferim altcuiva sau la altceva, asta se numește idolatrie. Aceeași închinare a noastră, dacă îi oferim lui Dumnezeu, se numește închinare. Și dacă îi oferim la ceva sau la altcineva, se numește idolatrie. Același gest. Asta înseamnă că Dumnezeu este gelos și îi aparținem lui. Fii sincer, dacă ai vedea acum că un bărbat necunoscut vine și îi aduce soției dumitale o floare, nu e așa că ai transpira într-o secundă? De ce Dumnezeu nu are dreptul să transpire? Iertați în comparația care e puțin nepotrivită. În sensul că Dumnezeu e gelos când te închini cuiva. Știi ce înseamnă când te închini cuiva? Îl pui pe Dumnezeu în concurență cu lucrul ăla, cu banii, cu televizorul, cu internetul, cu Facebook-ul, cu pozele, cu moda, cu ce știu eu cu ce. Îl pui pe Dumnezeu în concurență cu lucrul acela, îl faci gelos. Cât de copilăroasă e atitudinea asta la 40 de ani, la 50 de ani? Câți oameni nu stau cocoțat pe sistemele de virtuale și pur și simplu nu au timp să se roage, dar știți de ce nu se roagă? Nu că nu au timp, nu mai au inimă. Fraților, ascultați-mă, nu-ți trebuie timp să te rogi, ci pur și simplu trebuie să începi să te rogi, indiferent ce faci. Sigur, dacă vorbești cu cineva, nu prea poți. Dar de obicei poți să te rogi aproape orice faci, nu-ți trebuie timp, îți trebuie inimă. Când ți se dezlipește inima de o persoană, nu te mai gândești la el, te detașezi, te faci din ce în ce mai departe de el. Dar aduceți-vă aminte când ați văzut fata aceea și va deveni logodnică și soție. Păi, pur și simplu vorbeați cu orele la telefon, ce? N-are importanță ce, orice. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Exod 20:8. Nu voi da altuia slava mea, nu voi da altuia ce al meu. Slava care e la noi și o dăm lui Dumnezeu, nu ne putem permite să o dăm altcuiva. Uitați-vă în adunare și o să vedeți câtă superficialitate. Vin oamenii la biserică, vorbesc, se uită pe telefoane. Cine știe pe ce, la ce se uită când se uită pe telefoane? La începutul programului punem pe un pastor să vină la microfon și să spună: Doamne Dumnezeule, ne-am strâns aici înaintea Ta. Te rog frumos, vino la noi. Te rog frumos, vino în mijlocul nostru. Te rog frumos, vino și atinge-ne pe creștetele capetelor noastre cu unundele proaspăt. Atinge-te de durerile noastre și vindecă-ne, Doamne, să strălucească slava Ta între noi. Și Dumnezeu, datorită credinței cu care ne rugăm, vine. Și în timp ce vine, se uită la copiii Lui că poate jumătate dintre ei sunt departe, deși sunt aproape. Ascultați-mă, dacă ți-ai vedea soția că se comportă cu dumneata așa, te-ai face foc. Dacă ai vedea prietenul cu care vrei să te căsătorești că se comportă așa, l-ai schimba. Ce crezi că simte Dumnezeu când îl chemi ca să-i întorci spatele? Sunt biserici unde uneori pastorul de două, trei ori trebuie să spună cuiva: hei, nu mai vorbiți, hei, închideți telefoanele, hei, nu mai vă tot duceți de 10 ori să beți apă, că doar n-ați mâncat cine știe ce, potoliți-vă. Nu trebuie să vadă toată lumea rochia cu care ai venit acum îmbrăcată sau eu mai nu știu ce. Nu vreau să credeți că-s răutăcios. Vreau numai să credeți că am venit aici să ne schimbăm, frați și surori. Am venit aici să ne facem mai buni.
Dacă nu ne facem mai buni în întâlnirea asta ca și în toate celelalte, credeți-mă, am venit degeaba. E prea obositor să facem asta fără rost. Fraților, noi n-am merge la lucru dacă n-am câștigat bani. Unul dintre dumneavoastră nu s-ar duce de bucurie acolo. Vă duceți pentru că aveți nevoie de banii să vă creșteți copiii și să vă puteți întreține familia. Nici aici nu venim degeaba. E o copilărie să venim degeaba. Venim pentru ca să primim atingerea Lui, mângâierea Lui, încurajarea Lui, să ne dea lumina pe care o căutăm în întunericul în care ne aflăm. El e Domnul, El e tăria noastră. El are mâinile străpunse și astăzi. Și astăzi are toată puterea în cer și pe pământ. Și astăzi, dacă vorbește, totul se schimbă. Și astăzi, dacă îi spune cancerului să plece, pleacă. Și astăzi e același Dumnezeu. Noi am venit ca să se întâmple ceva în noi. Știu că s-ar putea să fie între noi oameni care sunt foarte departe de Domnul, pentru că de mult timp se tot îndepărtează. Pentru ei este greu să parcurgă toată distanța asta până la cruce, acum, repede. Ei au nevoie de o perioadă lungă de disciplinare și de ajutor din partea cuiva. Și dacă se ascund, e cel mai mare rău pe care îl pot face. Că dacă ți-ai tăiat un deget și te ascunzi, tot sângele din tine o să curgă afară până mori. Și nu mor din cauza degetului, mor din cauza că ți-a ieșit sângele afară, că ți s-au deschis venele. Ai nevoie de ajutor. Singur nu-ți poți scoase degetul și venele la loc. Așa este cu o problemă spirituală pe care o ai. Închinarea este o slujire înaintea lui Dumnezeu. Adunarea de la Sinai, unde au stat aproape 2 ani de zile, jumătate de an pe drum, reprezintă scopul imediat al poporului când a ieșit din Egipt. Vă aduceți în aminte cum a motivat Dumnezeu când a scos poporul evreu din Egipt? I-a zis lui Faraon așa: lasă poporul că vreau să meargă în pustie să-mi slujească. În ce fel i-a slujit? S-au închinat. Ascultați-mă, dragii mei, închinarea este o slujbă. Închinarea este o slujbă. Văd uneori grupul de închinare, niște tinerei, niște fetițe că ies aici și se închină și râd una la alta tot timpul între strofe. Fără să-și dea seama, pentru că sunt tinerele, ele nu-și dau seama că atunci când biserica le vede ba cu mâna sus în timpul strofei, ba râzând între strofe, pur și simplu oamenii sunt ispitiți. Ascultați-mă, închinarea e un lucru foarte serios. Închinarea e un lucru sfânt. Închinarea este cel mai extraordinar lucru pe care noi putem să-l facem în viața noastră. Închinarea e un lucru sobru, e un lucru măreț. Închinarea ne pune în prezența slavei lui Dumnezeu. Nu putem să râdem, aici nu spunem bancuri, aici nu suntem pe stadion, aici nu suntem la, era să zic Starbucks, la cafea. Aici suntem în prezența Domnului, când îl chemăm să primească ceva de la noi. E la modă astăzi să existe predicatori care fac publicul să râdă. Râd unii de se țin cu mâna de burtă. Ascultați-mă, dragii mei, puteți să-mi arătați în Biblie unde o singură dată cineva a râs în prezența Domnului? Am întâlnit oameni care au plâns, am întâlnit oameni care s-au schimbat, am întâlnit oameni care au spus: și acum ce să facem? Am întâlnit oameni care s-au pocăit, s-au smerit, au rămas pe gânduri. Să plângi în prezența lui Dumnezeu? Păi te-ai dus în calitate de condamnat la moarte în fața Lui. Ce-i de râs că ești condamnat la moarte în fața judecătorului care acum îți taie capul? Ce-i de râs, dragule? Asta e cea mai importantă problemă din viața dumitale, viața! Stai în fața unuia care are drept de viață și de moarte. Dumnezeu a hotărât în calendarul evreilor multe sărbători anuale și o zi de odihnă de sabat. Și acum vă întreb de ce. Pentru că în zilele acelea, poporul trebuia să vină și să se închine. Să spună: Te iubesc, Doamne. Ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc. Doamne, mulțumesc. A inventat sărbători ca să-i aducă lângă El. E ca și cum când îți pleacă copiii de acasă prin căsătorie, te bucuri când vin în vizită o zi, două, și numai cu ei stai de vorbă, te uiți în ochii lor, îi măsori, îi pipăi, îi îmbrățișezi și îi îmbrățișezi una după alta, aproape că copiii se și întreabă ce are tata și cu mama. E greu de înțeles tata și mama, mai ales bunicii, e greu de înțeles. Numai prin experiență îi poți înțelege. Ai răbdare că dacă Domnul nu te ia acasă, o să faci la fel. Dumnezeu a creat sărbători pentru ca să-și facă drum la noi. Pentru că în celelalte zile suntem ocupați. E așa de jenant subiectul ăsta.
a crea sărbători ca să spună astăzi nu lucrez, mă duc să mă închin. Dacă nu era sărbătoare, nu făcea asta. Se ducea la lucru din nou, că niciodată nu-i destul, nu-i așa? Dar a crea sărbătoarea să ne aibă, să ne poată auzi, să ne poată vedea în prezența Lui. Vă puteți da seama că e păcat când fugim de Dumnezeu în ziua creată ca să ne vadă. Există o față umană a lui Dumnezeu. Există o față umană a lui Dumnezeu. Există o față de mamă, de prieten. Există o față dulce a lui Dumnezeu când ne vrea ca să ne închinăm. Pe noi ne obosește închinarea. Asta este dovada lipsei de iubire. N-ai chef să petreci timp cu cineva față de care nu ai atașament emoțional. Ceea ce este ciudat este că atunci când te rogi, te ascultă. Când îl chemi, vine. Când îi spui nu mai pot, coboară și te ajută. Și lucrul ăsta nu-l poate înțelege nimeni. Noi ne supărăm pentru nimic. El nu se supără nici pentru ce trebuie. Dumnezeu a hotărât sărbători ca să se întâlnească cu noi. Asta e una dintre ele. Ești sigur că a reușit să se întâlnească cu dumneata? Simți prezența Domnului? Simți emoția aceea sfântă care este introducerea la prezența lui Dumnezeu? Ascultă-mă, exploatează timpul ăsta că e rar. Exploatează-l. Lasă orice la o parte și lasă-te să te duci înspre Domnul în inima dumitale. Nimeni nu o să știe că Dumnezeu este acum acolo și lucrează vindecare, încurajare, mângâiere, biruință. Și pleci de aici alt om și spui, s-a meritat să merg la conferința națională. Aici, în mijlocul poporului. Nu uitați, e o sărbătoare în cinstea Domnului. E o sărbătoare, e o oportunitate pentru noi să avem părtășie și cu noi unii cu alții, dar și cu Domnul, Stăpânul Slavei. Binecuvântat să-i fie numele lui Dumnezeu. Atmosfera spirituală din timpul închinării este esențială. Vă mai aduceți aminte? Domnul intră în templu și spune următoarele cuvinte. Casa asta trebuie să fie o casă de închinare. Voi ați transformat-o în companie de bani. De ce ați făcut asta? Unde vă mai închinați dacă munciți, câștigați bani și afară și în templu? Unde vă mai închinați, oameni buni? Nu vă imaginați că ați eliminat închinarea? Asta a spus Domnul. Ați eliminat posibilitatea să vă închinați. Și înfurați, sunt gelos. Pe lângă faptul că voi pierdeți. Sunt multe lucruri care ar putea fi spuse aici. Am să spun câteva considerații practice despre închinare. Dumnezeu ne-a creat pentru a ne închina Lui. Închinarea depinde de concepția noastră despre Dumnezeu, nu de concepția noastră despre închinare. Cine e Dumnezeu în mintea ta, așa te vei închina înaintea Lui. Pentru că dacă Dumnezeu nu este important, îl vei trata ca pe un lucru neimportant. Dar dacă Dumnezeu este important, atunci îi vei da atenție. Ba dimpotrivă, te vei simți onorat. Vei folosi cu maturitate clipele astea. Vei exploata fiecare secundă. Oricum, când pleci de aici, soția o să-ți ceară ceva, copiii o să-ți ceară ceva, eu o să-ți cer ceva și nu o să ai timp să bei apă. Acum ești liniștit. Ocupă-te un pic de sufletul ăsta, că unul ai. Omule, omule. Secretul închinării nu este ceea ce facem, ci este ceea ce suntem. Gesturile care nu ne reprezintă și nu reprezintă sentimentele noastre nu sunt de nicio valoare pentru noi. Esența închinării este sfințenia, nu altceva. Ascultați-mă, numai credincioșii născuți din nou se pot închina. Oamenii din lume nu se pot închina. Pot fi martori la închinare, apreciind-o sau subapreciind-o. Există o dimensiune supranaturală a închinării. Biblia ne spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iată dar că apare dintr-o dată dimensiunea aceea supranaturală a închinării. Apoi, închinarea trebuie să fie adaptată la tipul serviciului divin și la tipul de ascultători. Cei care conduceți închinarea, uitați-vă la oamenii care sunt prezenți și pentru ei și cu ei, pentru Dumnezeu, produceți o închinare. Nu să știți că închinarea e de o mie de feluri, ca pantofii.
Te duci în magazin și sunt 100 de feluri. Negri, albi, maroni, cu limbă, fără limbă, cu șiret, fără șiret, cu toc, fără toc. Simpli, nesimpli, găuriți, perforați, neperforați. Sunt o grămadă de feluri. Așa e și închinarea. Poți să cânti niște cântări mai vechi, dar nu le cânta dacă în sală nu ai oameni cu care să se conecteze tipul acela de cântare. Poți să cânti niște, o muzică mai nouă, dar nu o cânta dacă în sală nu sunt oameni să se conecteze cu genul ăsta de muzică. Nu face mâncare pentru cineva care nu-i prezent. Cântă ceva ce să fie potrivit cu oamenii ăștia. Să se închine în muzica pe care o cânti. Nu cânta așa de dorul cântării și la urmă te miri că nu cântă cu dumneata. Păi nu cântă că nu se regăsesc în muzica aia. Cântă o muzică în care se regăsesc oamenii prezenți și o să-i vezi plângând. Și o să cânți cu bucurie și o să pleci acasă bucuros că ai făcut o slujbă pentru Dumnezeu. O să te întâlnești cu lacrimile acelor oameni. O să te întâlnești cu zâmbetele și cu recunoștința lor că i-ai adus la cruce. I-ai adus la cruce. Uneori e greu să predici după niște cântări nepotrivite. Și este ușor să predici când inima oamenilor e zdrobită prin cântarea de laudă. Puține lucruri sunt mai importante pentru un predicator, ca și cântarea de dinaintea predicii. Apoi, raportul dintre voce și instrumente este fundamental. Ascultați-mă, rolul instrumentelor e să creeze două dimensiuni pentru voce. În primul rând, ton, care e o problemă verticală, și ritm, care e o problemă orizontală. Că dacă n-are, mai spun unii, domne, cântarea nu trebuie să aibă ritm, ascultă-mă, cel puțin nu mai spune chestia asta, nu mai vorbi de ce nu știi. Păi uite ce se numește ritm. Doi sau trei în sfântul nume, tam. Asta se numește ritm, adică măsura în care vii cu silaba. Cum poți să spui că nu există ritm? Nu există muzică fără ritm, dragul meu. Poate vrei să spui altceva. Din toată muzica asta nu se aude decât ritmul. Asta, da. Nici tonul dat în general de instrumente potrivite, pian și altceva, și nici ritmul dat de instrumente cu percuție nu trebuie să fie mai tare în volum ca vocea. Pentru că nu vocea mea acompaniază pianul și pianul mă acompaniază pe mine. Pianul trebuie să stea în urma mea, nu în fața mea. Eu trebuie să iau fața pianului, nu pianul mi-a mie fața. Nu trebuie să se audă tobele și chitările și nu mai știu ce, iar noi cântăm și nu ne auzim. Ascultați-mă, nu asta e important. Spuneți-le celor care cântă în biserică filozofia asta ca să o priceapă și să nu se simtă că vrem să le luăm fața. Apoi, diferența dintre instrumente trebuie armonizată. Sunt instrumente, mai ales instrumentele de percuție, toba, chitara, bas, care încep să facă solo din toate cântarea, dominând toate celelalte instrumente. Pentru că băiețelul ăla nu înțelege că el cântă într-o armonie cu alte instrumente și cu niște oameni. Și nu e important să se audă el făcând solo. Păi frate dirijor, ce s-ar întâmpla dacă o fată de aici sau un frate ar cânta mai tare decât toți, ar face solo și ar domina corul? Treaba ar fi aia, sigur că n-ar fi treabă, oameni buni. O biserică întreagă poate să-și piardă seara de experiență și de închinare datorită la o chestiune așa de minoră. Păi copilul cuiva. Păi sigur că oricare e copilul cuiva, că cum era să apară altfel fără părinți? Însă Dumnezeu e mai important decât toate lucrurile. Poporul ăsta vine să închine, copilul ăsta nu o face din răutate. O face pentru că nu știe, pentru că n-are experiență, dar trebuie ajutat. Nu-i bine să facă un lucru înainte de a-l ști să facă, că o face pe timpul nostru de bucurie și de întâlnire cu Dumnezeu. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez ca și o chestiune practică. Am observat că oamenii nu fac diferența între punctele muzicale, așa cum au cântat cei patru frați, și cântarea cu care cântă toată biserica. Fraților, puncte muzicale se numesc un solo sau un grup care cântă și biserica ascultă. Biserica ascultă. Alea sunt puncte muzicale și atunci pot face floricele, pot face solo, pot face ce trebuie în cântarea lor. Dar când un grup de închinare conduce biserica în închinare, ăla nu-i grup muzical, nu poate să cânte acolo
solo sau să facă tot felul de alte lucruri, fac repetiție 2 săptămâni și vor să cânte cu noi, care n-am făcut nicio zi repetiție. Oamenii care fac închinare în biserică trebuie să știe ce fac, să aibă un pic de idee despre ce înseamnă închinarea, cum poate să atragă biserica în închinare, genul de muzică, armonia instrumentelor cu oamenii și a instrumentelor între ele, tipul de cântare, cum trece din cântare în cântare, ce face. Asta e o artă, e o călăuzire, e un har, e o onoare. Știu că a trecut vremea în care n-aveam cu cine, n-aveam cu ce. Acum avem cu cine, avem cu ce. Avem tot ce ne trebuie. Avem aparate, avem oameni, avem copiii noștri care merg la școală, vorbesc bine germana. Ei nu mai lucrează ca noi pe oriunde. Nu mai lucrăm cu stații de mâna a doua găsite nu știu unde. Oamenii lui Dumnezeu, nu uitați că jertfa care se aducea Domnului trebuia să fie fără cusur. Eu mai aud pe unii care spun, ai domne cântă că Dumnezeu primește. Ascultă-mă, dragul meu, dumneata, unde ai citit ce ai spus acum? Vrei să-mi spui și mie unde ai citit? Arată-mi în Biblie unde primește Dumnezeu orice și oricum. Cum îți permiți să spui asta? E adevărat că Dumnezeu primește când cânti dumneata singur acasă. Aia da, și eu cânt în mașină, singur. Și fluier toată ziua. Că mă bucur. Dar nu-mi permiți să fac asta în biserică cum cânt eu. Nu vreau să mă auziți. Păi nici de cum nu vă zidește ce fac eu. Și trebuie să vă zidească, fraților. Singurul motiv pentru care cineva face o slujbă publică e să zidească, nu să producă zâmbete și ironie. Oamenii lui Dumnezeu, cine știe, cine este chemat să facă un lucru, să-l facă, cine nu, să identifice pentru cine e chemat. Pentru ce e chemat? Pentru că fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului, dar în legătură cu ce? Aș vrea să vorbesc despre 2-3 minute despre confuzii în închinare. Închinarea nu este în primul rând formă, ci este conținut. Orice conținut are o formă. Vedeți, există o mare discuție pe tema luăm cina din păhărel sau din pahar. Dar până la urmă, care e ideea? Lichidul ăla nu poate să ni-l dea cineva decât într-un container, care e mai mic sau mai mare. Dar ceea ce reprezintă cina Domnului este lichidul. Aia e cina Domnului. Dar tot la fel este și închinarea. Închinarea are un container care e forma de transmitere. Dar nu forma este importantă. Forma e doar necesară, dar nu importantă. E necesară, că nu poți să o dai altfel decât în ceva anume, că altfel se varsă, curge. Tot la fel este închinarea. Închinarea are formă și conținut. Forma e necesară, conținutul e important. Dacă forma nu servește funcției, atunci avem o formă goală și asta se numește formalism. Adică facem lucruri care nu ajută pe nimeni. Adică e ca și cum v-aș spune acum, așteptați-mă un pic și aș face ceva ce nu are legătură cu predica, m-aș ridica și aș continua. Și dumneavoastră ați întrebat, dar ce a făcut? De ce s-a oprit? Păi nu știu, a avut el ceva în cap. Orice facem trebuie să fie eficient, trebuie să răspundă unei nevoi. Trebuie să aibă un scop. Care-i scopul a ceea ce facem? Închinarea nu e talent, ci e adorare. E adevărat că oamenii care fac un lucru trebuie să aibă înclinație, dacă vreți și termenul talent, nu-i rău, pentru această activitate. Dar închinarea nu-i talent. Închinarea nu-i muzică, fraților. Închinarea folosește muzica, dar nu-i muzică. Foarte mulți cred că închinarea e muzică. Ascultați-mă, închinarea nu e muzică. Închinarea e adorare, e respect, e proșternere, e recunoaștere, e recunoștință, e mulțumire, e prețuire, e admirație. Dar folosim muzica pentru că așa a lăsat Dumnezeu inima să vibreze în contextul muzicii. Muzica s-a născut în cer. Închinarea nu e în primul rând o atmosferă, ci e un adevăr. Chiar dacă închinarea se manifestă prin emoții, nu-i bine să exploatăm lucrul ăsta și să dramatizăm numindu-l har. Trebuie să avem grijă cu lucrul ăsta. Sunt predicatori, sunt cântăreți care încearcă să exploateze emoția numind-o har. Ascultați-mă, trebuie să fim cinstiți. Harul nu vine de la noi. Harul vine de la El. Când El îl dă, este. Când El nu-l dă, nu este. Eu de câte ori vreau, eu aș vrea ca biserica să intre în rugăciune, să plângă, să fie o emoție extraordinară. Dar acum ce să fac? O să mă rog de dumneavoastră să faceți asta ca să mă simt eu bine?
Închinarea nu este în primul rând acțiune, ci este relație spirituală. Atunci când ne închinăm, trebuie să ne conectăm cu Domnul. Pentru unii poate asta se face mai bine într-o rugăciune mai tare, pentru alții într-o rugăciune mai susurblând. Depinde de starea sufletului, depinde de oameni. Unii oameni sunt mai duri, alții oameni sunt mai soft, mai delicați. Cum îi spune Petru la bărbați, zice, ai grijă că soția ta e un vas mai slab, e o ființă mai fragilă, mai sensibilă. Femeile sunt mame, nu stați. Închinarea nu este orientată spre închinător, e orientată înspre Dumnezeu. Frați care conduceți închinarea, nu mai cântați cântări care vă plac, cântați cântări care trebuie. Ce vă place, cântați acasă. Nu mai cântați în biserică ce vă place, cântați în biserică ce se potrivește în contextul ăla, e la mormântare, e la nuntă, e la studiu biblic, e la conferință, găsiți cântări adecvate, dar nu trebuie neapărat să vă placă, că așa vă spun, cântați ce-mi place mie. Dacă fiecare am folosit autoritatea că sunt în comitet, sunt pastor, sunt secretar, sunt casier, să cânt ce vreau eu, păi ce vor oamenii ăștia, când mai cântăm? Că ăștia nu mai au niciodată trecere, că nu sunt în comitet. Așa merge treaba. Profităm de poziția pe care o avem ca să cântăm ce ne place nouă. Oamenii lui Dumnezeu, trebuie să urmărim binele adunării, zidirea adunării și mai mult decât atât, proslăvirea lui Dumnezeu, nu împlinirea dorințelor noastre. Nu-i rău asta, avem prioritate, dar nu când suntem cu frații. Aduceți-vă aminte, Apostolul Pavel dă exemplu acesta într-un alt context și spune următorul lucru, dacă vrei să vorbești în limbi, și nu tălmăcești, nici tu n-ai darul și nici alte n-are darul. Nu tălmăci decât atunci când nu toată biserica trebuie să te asculte și te aude vorbind într-o altă limbă și nu înțelege nimic. Pavel spune asta în 1 Corinteni, capitolul 14. El spune următorul lucru. Tot ceea ce faceți trebuie să aibă înțeles, să facă sens, trebuie să zidească, trebuie să aducă ceva, un înțeles, o bucurie, să aducă un rod. Nu vorbim așa de dragul de a vorbi. Păi, dumneavoastră știți că la câteva sute de ani după biserică, după cinzecime, hai să zic, preoții predicau în latină și oamenii nu mai înțelegeau limba latină. Și ei pur și simplu țineau predica de 40 de minute în limbă latină și nimeni nu înțelegea nimic. Nimeni nimic, așa cum eu aș vorbi în chineză acum. Au ajuns la situația în care nici preoții nu mai înțelegeau ce spuneau. Memorau textele și le vorbeau, dar nu mai înțelegea nimeni ce se spunea. Păi cum să se pocăiască cineva, cum să vină credința în urma neauzirii? Cum? Cum să mai existe nașterea din nou, schimbare, punere pe gânduri, luminarea minții? Mișcarea inimii și înduplecarea voinței. Cine să o facă dacă nu cuvântul pe care îl înțelegi, în limba pe care o pricepi? Oameni buni, noi, dumneavoastră ați venit într-o țară care e foarte organizată, punct ochit, punct lovit. Și asta nu e împărăția lui Dumnezeu. Toate lucrurile astea se fac doar pentru bani și pentru succes profesional. Numai gândiți-vă cum ar trebui făcute lucrurile pentru onoarea lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu care este veșnic. Binecuvântat să fie Domnul. O să spun câteva deformări ale închinării. Prima dintre ele este idolatria. Închinare direcționată greșit. Ipocrizia. Închinare fără sinceritate. Închinare mecanică. Închinarea care nu simți nimic. Spre exemplu, rugăciunea Tatăl nostru poate fi, asta nu înseamnă că este, o închinare mecanică. Adică, ai spus-o de atâtea ori încât o spui fără să gândești, o spui fără să trăiești, o spui fără să simți, o spui așa, chiar dacă ai spus-o de multe ori, încearcă să te concentrezi la ce spui, încearcă să te conectezi cu mesajul rugăciunii, ca să ai folos. Păi cui folosește să spui vorbe fără rost? Adică nu fără rost, vorbe care nu te mai ating, nu ți ies din inimă, ți ies din memoria mecanică. Astea se numesc automatisme. E ca și când vrei să te duci acasă, să te gândești la drum pe unde o iei, nu. Nu, ci pur și simplu te trezești acasă. Dar de unde ai știut? E pilot automat. Ăsta se numește automatism. Nu trebuie să facem rugăciuni pe pilot automat, trebuie să facem pe manual. Să simțim ce spunem. Închinare cu interes firesc sau închinare ignorantă. Tipuri de închinare greșită. Închinarea la alți Dumnezei este o închinare greșită. Biblia spune,
au schimbat slava lui Dumnezeu. Închinare la adresa lui Dumnezeu, dar cu o viață păcătoasă. Să nu citesc Isaia, capitolul 1. Păi acesta e un text foarte greu de auzit. Am să citesc câteva versete. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Wow, ce întrebare! Sunt sătul de arderile voastre de tot. Nu-mi place sângele jertfelor pe care le aduceți. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-închid ochii și nu vă ascult. Pentru că aveți mâinile pline de sânge. Adică sunteți păcătoși. Frații mei, tot ceea ce trebuie pentru cineva ca să conducă un grup de închinare sau să facă parte dintr-un grup de închinare este să aibă un pic de pregătire muzicală, un lucru dobândit, sau să aibă voce, un lucru genetic născut. Dar ascultați-mă, fraților, uneori biserica e foarte limitată spiritual, tocmai datorită prezenței unor oameni care trăiesc în păcat și sunt implicați în slujire. Vă pot da o grămadă de exemple, o grămadă de exemple vă pot da. Uitați-vă când a păcătuit Acan, că tot poporul a rămas pe loc și un număr mare de evrei au fost uciși pentru un singur om. Vă pot da o grămadă de exemple. Dacă e ceva ce nu știm, lucrurile sunt ascunse, sunt ale lui Dumnezeu. Dar trebuie să avem în minte, în casa lui Dumnezeu, singurul lucru important este sfințenia. Iar pe el se clădesc alte lucruri mai puțin importante. Dar sfințenia este fundamentală. Vestimentația trebuie să nu ispitească. Oamenii care slujesc să fie niște oameni cu simțul măsurii, modești, niște oameni respectoși, să nu fie niște oameni încrezuți, dornici de slavă, de expunere. Trebuie să cultivăm spiritul acesta de pocăință, de smerenie, ca să nu ne părăsească slava lui Dumnezeu. Să nu ne părăsească ungerea și să rămânem la nivelul școlilor noastre, care se egale cu zero în domeniul ăsta. Închinarea adusă lui Dumnezeu, dar într-o formă greșită. Aduceți-vă aminte că Moise se urcă pe munte și Aaron face un vițel. Și Dumnezeu, știți ce îi spune? Îi spune următoarele cuvinte. Scoală-te și coboară-te că poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Ce mai faceți cu un ceas stricat? Ce mai faceți cu un microwave stricat? Ce mai faceți cu un frigider stricat? Ce mai faceți cu o mașină stricată? Ce mai faceți cu pantofii stricați? S-a stricat poporul. Și continuă să se închine. Și Dumnezeu spune, ce închinare, că e stricat. Mai întâi să fie reparat și apoi închinarea. Oamenii lui Dumnezeu, lucrurile astea nu-s glume. Noi putem să privim lucrurile la nivelul acesta, dar Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Dumnezeu e sfânt. El l-a dat pe Adam afară, nu că nu l-a iubit, ci pentru că dacă îl păstra, se compromitea împreună cu Adam. Și a trebuit să rămână în puritate Dumnezeu, deși l-a expus pe Adam. Cauzele închinării greșite, lipsă de învățătură, femeia din Samaria, pune întrebări ca să primească răspuns. Lipsă de supraveghere, Nadab și Abihu mor în ziua ordinării lor. Știți ai cui copii erau? Știți cine era mare preot în timpul ăla? Tatăl lor. Și pentru că nu i-a supravegheat și i-a lăsat să facă lucruri care nu știau să le facă sau pe care nu vreau să le facă bine, Dumnezeu i-a pedepsit. A venit Dumnezeu și a vorbit lui Moise și știți ce zice Biblia că a făcut Avram, Aaron? A tăcut. De ce? S-a simțit vinovat. A știut că a avut o responsabilitate pe care nu și-a asumat. Nerăbdare, Saul nu-l mai așteaptă pe Samuel. Saul nu-l mai așteaptă pe Samuel. Oamenii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi am fost chemați la o slujbă. Dacă avem un dirijor, respectați-l, nu-i luați bețișorul din mână, nu-i luați partitura din mână, nu-i luați suportul ăla pe care se urcă. Cinstiți-l, dacă face așa, așa să rămână. Dacă tot i-ați dat autoritate, respectați autoritatea. Noi credem că Dumnezeu l-a chemat să facă asta. Aveți un păstor, aveți un comitet, aveți ușieri, aveți oameni la sunet care reglează sunetul, imaginea. Respectați oamenii aceștia, nu vă mai jucați cu ei. E ușor să stai în bancă să te joci cu oricine. Minimalizând efortul lor. Respectați-l pe Dumnezeu
și respectați slujitorii lui. Respectați poporul lui Dumnezeu. Dacă te duci și lovești mașina, nu mașina se jignește, eu mă jignesc. Compromisul. Vă aduceți aminte de Uza? Trebuia să poarte chivotul pe umeri. Din confort, din nu știu de ce, l-a pus într-un car nou. Și când carul era să răstoarne, a vrut să-l țină și Dumnezeu l-a omorât. Vă puteți imagina că Dumnezeu lucrează în maniera asta? Noi nu înțelegem ce înseamnă să fii sfânt la modul absolut. Noi suntem obișnuiți cu compromisurile, trăim într-o societate coruptă, compromisă. Peste tot e numai compromis, ne deranjează compromisul. Și ochiul nostru e obișnuit. Prima oară când aterizați în România, mediul ăla cenușiu vă izbește. Dar după ce vă dați jos și trec 2-3 ore, totul e normal. Omul este o persoană adaptabilă. Să știți că compromisul ne face adaptabil la compromis. Dar Dumnezeu nu se adaptează niciodată la așa ceva. De aceea Biblia spune de căpetenii, de bătrâni, să vegheze asupra acestor fenomene, pentru că ei sunt mai cu ochii în patru, au mai multă experiență și sunt mai critici. Nu vă supărați că sunt așa, lăsați-i să fie, avem nevoie de poliție în țara asta, să ne oprească, să nu trecem pe roșu, că omorâm pe cine știe cine altcineva care trece pe verde. Avem nevoie de cineva ca să ne pună garduri și să ne constrângă ca să respectăm legile și pe alea și pe astea. Am ajuns la încheiere. Și aș vrea în încheiere să vă spun despre o altă femeie, Matei 26. Vă aduceți aminte că Domnul intră să mănânce în casa unui fariseu și era cu ucenicii și dintr-o dată nepoftit apare acolo o femeie și deranjează. Avea în mână un vas de alabastru. Ăsta este un vas foarte scump. Iar în el era un unt de lemn special. Și Biblia ne spune că a spart vasul, l-a spălat pe Domnul pe picioare cu lichidul ăla scump și cu părul capului ei, că era o femeie cu părul lung, i-a șters picioarele. A fost un gest de adorare, de proslăvire, vorbind duhovnicește, ieșit din comun, absolut ieșit din comun. Și a fost cineva acolo care a criticat-o. A criticat-o Iuda. Și aș vrea în încheiere, înainte să ne rugăm, să ne uităm puțin la aceste două persoane și să acceptăm că fiecare dintre noi avem tendința să ne ducem ori înspre exemplu femeii, ori înspre exemplu lui Iuda. Uitați ce vreau să spun. În locul ăla au fost două persoane asemănătoare și totuși diferite. Ambele persoane erau prezente acolo și au mers cu Domnul. Ambele persoane au rămas în istoria Bibliei. Ambele persoane au trecut prin împrejurări asemănătoare, dar au reacționat diferit. Uitați-vă la câteva diferențe care fac diferența dintre ei doi. În primul rând, diferența direcției. Scriptura ne spune că amândoi erau în jurul Domnului Iisus, numai că femeia cu vasul s-a apropiat de Domnul, Iuda s-a îndepărtat de Domnul ducându-se la preoții cei mai de seamă ca să facă deal-ul cu ei, cât primește ca să-L trădeze pe Hristos. Are importanță direcția pe care o ai. Direcția e mai importantă decât viteza. Poți să mă înțelegi? Direcția e mai importantă decât viteza. Nu-i prea rău dacă mergi încet, dar ai o direcție bună. Că nu ajungi astăzi, dar ajungi mâine. Ca și cum amândoi am plecat la conferință și dumneata ai ajuns la primul seminariu, am ajuns la al doilea, să zicem că am mers mai încet. Dar direcția a fost bună. Că dacă mă duceam înspre Graz, n-ajungeam nici la anul celălalt. Ba poate că da, la anul celălalt poate ajungem la conferință. Direcția e importantă, fraților. Apoi, dacă ne uităm la o altă diferență, e diferența motivației. Femeia aceasta se apropie de Domnul Iisus ca să ofere, el se îndepărtează de Domnul Iisus să primească. Observați, e finuță diferența, dar această finețe este una duhovnicească. Fraților, să știți că eu nu știu, frații nu mi-au spus, dar eu știu câtă muncă este în organizarea acestui eveniment. Știu, nu suficient de bine, dar am o idee. Foarte multă muncă este. Nu-i ușor pentru cântările acestea care se cântă aici. E într-un alt mediu. E foarte complicat, e multă repetiție, sunt mulți bani, e mult efort uman, multă organizare, multă renunțare pentru problemele personale și familiale, profesionale sau de altă natură. Pentru ca noi să stăm și să ne bucurăm. Nu este ușor să te apropii și să oferi. E nevoie de bani,
Știți și dumneavoastră, eu nu știu așa de bine, nu înțeleg bine contextul ăsta, la modul general înțeleg, dar detaliile nu le pricep. Nu știu câți bani ar trebui pentru acoperirea cheltuielilor. Anul trecut noi la Chicago am avut nevoie de 230.000 de dolari și s-au strâns 231.000. 1.000 a fost pe deasupra ca Dumnezeu să ne spună altădată să aveți încredere în mine și să nu mai aveți frică. Uite, 1.000 asta rămâne ca un semn de aducere aminte. Ne-a fost teamă când ne-am gândit că ne trebuie 230.000 înapoi. Și Dumnezeu ne-a dat 231.000 înapoi. Fraților, nu-i nevoie să vină pastorii să vă spună că e nevoie să fim mai generoși la colectă. Spuneți dumneavoastră, duc ei banii ăștia acasă? Nu. De ce îi puneți în situația să vă motiveze, să vă sensibilizeze, să vă spună întâmplări, să lăcrimați? Nu sunteți și dumneavoastră conștienți ca și ei că e o sărbătoare a noastră și a copiilor noștri, oameni ai lui Dumnezeu? De la anul încolo se poate să nu se mai facă sărbătoarea asta, dar credeți-mă că nu-i bine. Sărbătoarea aceasta ne ține împreună. Sărbătoarea aceasta arată că existăm. Sărbătoarea aceasta vorbește despre Dumnezeul nostru. Sărbătoarea aceasta ne maturizează, le dă copiilor noștri un tezaur al părinților lor. Investiți în sărbătoarea aceasta. Sacrificați-vă pentru sărbătoarea aceasta, oameni buni. Fiecare cât poate. E sărbătoarea noastră a tuturor, a poporului sfânt. Diferența evaluării. Ambele persoane se gândeau cât merită Iisus. Știți câți bani a costat smirna pe care a luat-o femeia asta? Salariu de pe un an de zile fără să nu cheltuie nimic. 300 de dinari. Deci femeia aceasta a muncit un an de zile, toți banii i-a pus sub saltea și la sfârșit cu banii ăștia a luat, a umplut sticla de alabastru cu smirnă, cu o smirnă de mare preț, a spart vasul și cu lucrul ăla foarte scump. I-a spălat picioarele Domnului. Întotdeauna când fac ceva special pentru soția mea, mă simt foarte fericit. Pentru că e soția mea. Nu consider o pierdere, consider o investiție a iubirii mele. Consider un simbol al dragostei mele, al respectului meu, al prețuirii mele. Cum să fie pierdere când cheltui ceva pentru soția mea sau copiii mei? Când cheltui ceva pentru Domnul meu care a murit pentru mine, ăla e un mare har. Poate mâine nu mai am viață, poate mâine nu mai am bani, poate mâine nu mai am minte cum sunt oamenii. M-am întâlnit cu cineva care lucrează la un spital de bătrâni care toți sunt bolnavi de Alzheimer, de boala aia unde îți pierzi, te demențești. Și îmi spuneau de oamenii aia că nu mai au identitate. Vorbesc cu omul din oglindă în timp ce ei stau în fața oglinzii. Le vin copiii și nu-i mai cunosc. Le vin tovarășul de viață și nu-i cunosc. Nu știe cine sunt ei, n-au nicio idee unde se află. Pur și simplu sunt morți, biologici, ca niște, iertați-mi expresia, ca niște animale, niște oameni fără rațiune, fără judecată. Poate mâine, poi mâine ajung așa și nu mai pot să fac decizie să-i dau ceva Domnului. Trebuie să mă grăbesc. Am ajuns la vârsta asta și dacă vreți să mă credeți, am un adânc sentiment de regret că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. N-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Dar nu mai pot să dau timp înapoi. Tot ceea ce pot face este să administrez, să gestionez prezentul mai bine, încercând să fac cât mai mult pentru stăpân. Cu ce rămân din viața mea? Că toate s-au dus. Și banii s-au ruginit, s-au rupt pantofii și hainele. Cu ce rămân decât cu ce am făcut eu pentru stăpânul meu? Asta e închinarea mea. Asta e comoara mea. Asta e iubirea mea închinată Dumnezeului meu care m-a mântuit. Eu puteam să merg în iad pentru că meritam suficient de mult. Femeia aceasta când s-a gândit cât costă Domnul, pentru ea a costat un an de muncă. Când Iuda s-a gândit cât costă Domnul, a cerut 30 de arginți, atât cât costă un sclav dacă îl cumperi din târg. Diferența preocupării, aduceți-vă aminte ce spune Scriptura despre Iuda, căuta o ocazie potrivită să-l vândă pe Domnul. Aduceți-vă aminte ce spune despre femeie Biblia, a umplut casa de un miros plăcut. Vin la biserică și cânt, recit sau predic și în urma vorbelor mele cântate, recitate sau predicate este un miros. Un miros care ispitește sau care zidește.
Un miros care enervează sau care liniștește? Mă întâlnesc cu frații mei și are un miros atitudinea mea și vorbele mele. Vorbele mele care îi ucid, îi deranjează, le strică pacea și bucuria, sau dimpotrivă este un om care le spune ceva plăcut și le mai trece din necazul prin care au trecut ieri sau alaltări, cu familia, cu serviciu, cu cine știe ce. O femeie, vă aduceți aminte că lui Iuda îi se spune numele, la femeia asta nici numele nu îi se spune. Iuda, unul dintre cei 12 oameni special din istoria umanității, în concurență cu o anonimă. Știți cine a câștigat? Culmea, anonima. Dar n-a câștigat pentru că a câștigat. A câștigat pentru că s-a închinat. Uitați ce spune Domnul Iisus ca o recompensă pentru ea. Domnul Iisus spune următoarele cuvinte. Oriunde se va predica Evanghelia aceasta, se va spune în mod automat și ce a făcut femeia asta pentru mine. Fraților, de când am citit prima oară textul ăsta în Biblie, mi-a intrat în cap că tot ce fac eu pentru Dumnezeu nu se va uita niciodată. Tot ce fac eu pentru Dumnezeu va fi strâns. Este foarte important să ținem minte lucrul ăsta. Va veni o vreme când tot ce am făcut pentru Dumnezeu va fi spus, va fi proclamat, aia va fi comoara noastră și tezaurul nostru. Nu vom avea mașina cu noi, nu vom avea cardul cu noi, nu vom avea casa cu noi, nu vom avea nimic în afară de ce scrie în cartea care va fi deschisă. Și acolo Îngerul Domnului va citi ce am făcut eu pentru Domnul. Ce am făcut eu pentru Domnul? Jertfa mea, n-am putut să dau mult, că n-am avut mult. N-am fost un milionar, poate dacă eram, nu mai dăteam nimic. Sau nu știu ce aș fi făcut. Dar atât cât am avut, a fost o provocare pentru mine să dau cât mai mult. Tot timpul m-am gândit să un dolar sau doi, cinci sau zece, o zi sau două, o misiune sau două. Mă duc și acum sau e suficient că am fost ieri? Mă chem în seara aceasta să vă gândiți la aceste lucruri. Stilul nostru de viață seamănă mai mult cu femeia asta care a dat, s-a cheltuit, care s-a apropiat de Domnul, care l-a prețuit pe Domnul, sau cu al fostului ucenic care s-a îndepărtat de Domnul, care a vrut să câștige după Domnul, care i-a pus un preț mic Domnului? Dragul meu, nu știi când se oprește inima, când te-a înțepat ultima oară inima, da, așa puțin mai tare. La ce te-ai gândit atunci? Știu la ce te-ai gândit. E exact la ce m-am gândit eu. Știi că într-o zi se va întâmpla lucrul ăla? Știi. Și după ce se întâmplă lucrul acela, ce se va întâmpla? Scriptura ne spune că Dumnezeu a trimis pe îngerul său să ia sufletul lui Lazar. Exact așa spune în Luca, capitolul 15. Exact așa spune că a trimis îngerul său să ia sufletul lui Lazar. Când a murit bogatul, Biblia ne spune că sufletul lui s-a dus în locuința morților. Simplu, sec, direct. Închinarea este marea noastră oportunitate. Închinarea este diamantul pierdut. Închinarea este lucrul la care trebuie să revenim. Putem să cântăm fără să ne închinăm. Putem să ne rugăm fără să ne închinăm. Putem să dăruim la colectă fără să ne închinăm. Putem să venim să muncim la biserică fără să ne închinăm. Însă putem să facem lucrurile astea închinându-ne, adică făcându-le în numele Domnului, făcându-le fără pretenții, făcându-le fără nemulțumire, făcându-le fără să comentăm, făcându-le fără să criticăm, făcându-le fără să fie păstorul, să ne rămână păstorul dator să pună pe nu știu cine să cânte când vrem noi. Nu! N-are legătură cu păstorul închinarea mea. Închinarea mea are legătură cu Dumnezeul meu, e pentru fala Lui. E pentru onoarea Lui, e pentru frumusețea numelui Lui. El când a venit pe pământ și a murit pentru mine, n-a murit pentru mine ca cineva să-L recompenseze. A murit pentru mine că m-a iubit. A murit pentru mine că a vrut să mă mântuiască, să mântuiască sufletul și să fiu cu El în împărăția Sa. Amândoi vom fi acolo. Investiția noastră e închinarea noastră. Poporul Domnului, aș vrea să vă chem în această seară să ne rugăm. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu a creat special niște evenimente în care să fim predispuși să venim și să ne închinăm. Atât de important suntem pentru Dumnezeu încât a vrut închinarea noastră. Vă invit în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu, frații mei, și să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare.
Suntem în fața Tatălui nostru, pe unii ne-a vindecat, pe alții ne-a scos din necazuri în care am intrat singuri. Dumnezeu ne-a ridicat, Dumnezeu ne-a dat tot felul de binecuvântări, Dumnezeu ne-a dat darurile Duhului, Dumnezeu ne-l-a dat pe Duhul Sfânt, ne-a dat Biblia, ne-l-a dat pe Domnul Iisus, Dumnezeu a deschis cerul și ne-a binecuvântat pe noi și ai noștri. Și în seara aceasta ce am putea să-i dăm noi Domnului decât inima noastră, scânteia aceasta de recunoștință și de închinare, oamenii lui Dumnezeu? În seara aceasta vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să faceți un lucru foarte mic, foarte mic. Dacă nu ne hotărâm să facem ceva mic, emoția acestei predici va trece. Imediat vom intra din nou în starea aceea, serviciu, datorii, grabă, ștau. Trebuie neapărat să ne hotărâm acum aici să facem un lucru foarte mic pentru Domnul. V-am cerut de dimineață să facem să faceți un lucru și am fost puțin surprins de reacția dumneavoastră. Dar sper să nu fiu la fel de surprins și acum. Am să vă cer în numele Domnului Iisus Hristos. Luna aceasta și luna iunie, în fiecare zi, înainte să ne culcăm seara, maxim 5 minute să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar nu e vorba de rugăciunea pe care o facem: Doamne, iartă-ne, Doamne, ai milă de noi, păzește-ne în timpul nopții, îți încredințez copiii, nevasta, casa, Doamne, ai milă de mine. Nu, 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 nu asta. Maxim 5 minute să ne rugăm pentru biserica lui Dumnezeu. Oameni buni, acesta e poporul lui Dumnezeu. Ții la nevasta dumitale, Dumnezeu ține la poporul acesta. Așa cum îi vezi dumneata, e poporul lui Dumnezeu. Într-o zi va veni special pentru ei. Pentru oameni ca aceștia se va întoarce Hristos, sfidând legea gravitației și orice altă lege. Vreau în seara asta să ne angajăm, mai și iunie, până la sfârșit, 5 minute să avem de rugăciune maxim, între 2 și 5 minute. Să avem un timp de rugăciune în fiecare seară, să ne rugăm pentru biserică. Să ne rugăm pentru bolnavi, pentru văduvă, pentru orfani, pentru familii. Sunt asaltate, mai ales cei tineri. Să ne rugăm pentru păstori, Dumnezeu să le dea putere. Să ne rugăm pentru slujbași, pentru formații. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru românii de pretutindeni care sunt mântuiți, să nu-și piardă mântuirea. Oamenii lui Dumnezeu, în fața cerului deschis, vă chem să vă închinați într-o lună și jumătate cu această jertfă a rugăciunii în 24 de ore, între 2 și 5 minute. Cine vrea să se angajeze, vreau să ridicați o mână în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Oamenii lui Dumnezeu, intrăm în rugăciune și ne rugăm, pentru că Dumnezeu este între noi, cinstit să-i fie numele. Cu toții ne rugăm Domnului.